13 septembrie este ziua pompierilor din Republica Socialistă România, zi în care cu toții am cinstit bărbăția și curajul celor ce se luptă cu flăcările distrugătoare. Reportajul care urmează se intitulează semnificativ Pionierii prietenei pompierilor. Este imposibil să nu te entuziasmezi văzând câtă energie și forță se consumă într-o asemenea unitate de-a lungul unor zile încărcate de muncă activă. Energia și forța se înrudesc strâns și hrănesc avântul tineresc depus pentru a obține rezultate cât mai prestigioase într-una din cele mai umane activități, bătălia cu flăcările și secundele. Această bătălie nu-i simplă de fel și ea solicită fără încetare resurse de iscusință, resurse de îndemânare, cărora tinerii militari le închină tot ce au mai bun. La granița dintre liniște și eveniment, la vămile focului, militarii pompieri se străduiesc să-și oțelească trupurile, să-și valorifice calitățile în manevre cât mai dificile, spre a cultiva virtuțile de vulturi ai flăcărilor, cum îi numea cineva în timp fericit. Dârzenia lor este proverbială, tenacitatea lor de asemenea. Ei se împotrivesc șerpilor incandescenți când izbucnesc nebunește, periclitând bunurile societății sau ale oamenilor și nu de puține ori din rândurile lor în clipe de grea cumpănă se ivesc eroii. De a fi util și au îmbrățișat cu entuziasm perspectiva pe care au transformat-o în realitate, de a deveni la rândul lor ostași ai unei nobile arme, căci inimile lor bat intens pentru tot ce e înălțător pe lumea aceasta, pentru tot ceea ce vine în ajutorul oamenilor. Vârsta lor curată s-a conectat de mai mulți ani ideii de a constitui din rândurile lor echipe menite să slujească unui asemenea scop măreț. De aceea, au răsărit în școli detașamentele de băieți și fete, organizate sub titulatura de prietene pompierilor, adoptând rigorile impuse unei pregătiri de specialitate, alăturându-se cu priceperea și avântul lor să întărească activul de prevenire a incendiilor în școli, în cartiere, în întreprinderi.